ceri în ceea ce privește demararea procesului de concediere colectivă, urmând ca în urma discuțiilor și așa să vedem exact care sunt pașii care va trebui să facem. Deci, momentan, nu este vorba de nicio grevă, nu este conflict de muncă, încercăm prin negocieri cu conducerea, care se derulează și la acest moment, să găsim soluțiile cele mai bune atât pentru angajați cât și pentru companie. Am înțeles că ați fost înștiințați în jur de 100 de disponibilizări. Este vorba de 129, dacă nu mă înșel, dar undeva în jur de 129, dar e vorba de 130 de persoane, mai mult sau mai puțin. Și întrebarea, am înțeles că mai au nemulțumire legată de salarii? Poftim? Legat de salarii? Sunt nemulțumit, compania face eforturi, cel puțin s-a transmis că se fac eforturi să se plătească respectivele sume restante. N-avem încă date precise să știm exact când se vor plăti, dar suntem la negocieri și încercăm să facem în așa fel încât lucrurile se decurgă omenește.